Au descins extraterestri în Giurgiu? Nu, doar oamenii creativi din agribusinessul românesc au creat o platformă în cerc cu mai multe culturi. Iată! Culturi de înverzire, sfeclă, care poate fi mâncată de către văcuțe direct din câmp, soia, sorg și multe alte plante au fost expuse în platforma cu cercuri concentrice Future On a KVS România de la Giurgiu. Acest nou concept pe care noi l-am denumit Cross Crop, pe care îl lansăm acum sub umbrela evenimentului de inovație Future On, tocmai asta face, urmează trendurile globale, printre care și aceste schimbări legislative, iar KVS în sensul acesta nu face decât să își lărgească portofoliu pe lângă culturile clasice, porumb, floarea soarelui, cereale, rapiță, iată, cu aceste plante fixatoare de azot, dar și culturile de acoperire. Fit for Next deja testăm și vom introduce și în area de comercializare în curând și sperăm ca aceste noi segmente în portofoliul nostru să vină să completeze portofoliul fermierului, dar în același timp să și răspundă schimbărilor legislative, astfel încât subvențiile care vin în această direcție să poată fi accesate. Cu alte cuvinte, fermierii trebuie să se acomodeze cu ecoschemele care se traduc prin culturi de înverzire, biodiversitate, rotația culturilor și pentru care sunt prevăzute subvenții europene. Un eveniment în premieră, semănat în cerc. Avem 5 culturi în ferma Tot Agro. Este vorba de sfeclă furajeră, aici unde suntem. E vorba de sorg, de soia, de floarea soarelui, dar și de porumb, bineînțeles, una dintre culturile vedete ale companiei KVS. Ameliorăm și producem în România cultura de porumb de mai bine de 20 de ani. Suntem singura companie multinațională care facem lucrul acesta și cumva ne onorează și ne face să investim foarte mult în cercetare și dezvoltare pentru a veni cu hibrizi care să corespundă condițiilor climatice din România și, bineînțeles, problemelor pe care le avem în țara noastră. Dacă e să vorbesc, și o să mă refer foarte mult astăzi probabil la cultura de sfeclă, nu de sfeclă de zahăr, sfeclă furajeră. Este o cultură pe care noi am lansat-o în anul 2015, o cultură mai nouă. Este prima dată când o avem într-o platformă în România. Așa cum se vede și în platforma de aici, este și se recomandă, noi o recomandăm ca și cultură să poată fi utilizată ca și pășune pentru văcuțe, de exemplu. Să ajungă și până la, cred că asta are deja undeva la un kil, 200, un kil 300, poate chiar mai mult. Au capacitatea de ajunge și până la 2-3 kilograme. Crearea platformei în cercuri concentrice pe mai multe culturi nu a fost o treabă ușoară. Utilajele agricole au folosit cele mai noi tehnologii. Iată în fața noastră cel mai mare tractor construit vreodată în serie de un producător de utilaje agricole, cu atrac 620, cu o putere nominală 620 de cai și putere maximă de 678 de cai putere. Ne pregătim pentru anul viitor să aducem un, și asta este unul dintre secretele case aici, următorul tractor, pentru că se poate și mai mult de atâta, 700 de cai putere, putere nominală. Thank you.
vorbim despre o tasare enorm, enorm de mică față de greutatea pe care o are acest tractor de peste 35 de tone. În ciuda dimensiunilor formidabile și a puterii fantastice pe care acest tractor îl are, putem să spunem că nu este doar un angrenaj de fier brut, ci vorbim în același timp despre un tractor foarte inteligent, un tractor care este, la fel cum îi arată sigla, conectat, este AFS Connect. Ține toate informațiile pe care le primește într-un modem și din care transmite într-un cloud, într-una, în timp real. Monitor performant de 12 inci cu touchscreen, cu un sistem de operare foarte simplist, dar în același timp cu toate funcțiile active, astfel încât să avem un lucru cât mai comod în câmp. Este nepotul acestuia, pentru că în Statele Unite, la momentul respectiv, aveam tractoare articulate cu roți. După care am dezvoltat tehnologia de șenilă din spatele nostru și este cumva o trecere dintr-o parte în alta, dar împreună reprezintă istoria Case de aproximativ 200 de ani. În 2031 împlinim 200 de ani de când producem utilaje agricole. Ceea ce este cel mai mare avantaj al unui astfel de sistem este suprafața și contactul cu solul. Cele patru șeniile împreună au o suprafață de contact asupra solului de 5,62 de metri pătrați, care reprezintă o apăsare asupra solului a unui mastodon de 25 de tone, mai ușoară decât a unui om care stă într-un picior. Suprafața de contact îți direcționează într-un mod direct proporțional contactul cu solul și respectiv presiunea asupra solului. Acesta este motivul pentru care vedem foarte multe tractoare șenilate aici la Prundu, la domnul Corbea, și cumva a fost o tehnologie la care ne-am gândit încă de la început. Dar mastodonții agricoli care nu tasează terenul au nevoie de inovații în privința anvelopelor. Am comparat două anvelope și, mai concret, aici avem footprint-ul primei anvelope. Este o anvelopă care nu conține tehnologia UltraFlex și vrem să demonstrăm, mai exact, compactarea solului. Avem trei derapanți în contact cu solul, al patrulea urmând să atingă și el solul, dar nu atât de pregnant. Da? Prin comparație, o să trec dincolo la anvelopa AxioBib. Aici avem o amprentă mult mai clară, mult mai pregnantă, începând de aici și până în spate avem patru derapanți care intră în contact direct cu solul. Asta se traduce pentru o aderență mult mai bună, da? Suprafața de contact fiind mai mare, un patinaj mai redus, tehnologia UltraFlex, ea are inclusiv carcasa special gândită ca să poată funcționa la o presiune de 0,9 bar. UltraFlex technology and this one is enabling the farmers to manage in the difficult environment that we are facing in 2023. By two ways. The first one is we are able to decrease the operational cost due to time saving and fuel efficiency, so fuel economy, which result as well in more environmental footprint, less CO2 emission. And on another hand, when we decrease the soil compaction through these technologies, we are able to gain additional yields. Toți fermierii așteaptă soluții, așteaptă o minune, dar este foarte complicat. Până la urmă lucrăm cu știință, cu lucru practic, pragmatic, de la genetic, soiuri, hibrizi, lucru cu pământul, solul, grija de mediu, nu? Da, exact. Și trebuie să ne adaptăm în același timp cu schimbările climatice, trebuie să ne adaptăm și la, să ne gândim și la business-ul fermierului.
ținând cont de ultimii 2 ani de secetă cruntă, în care regimul pluviometric a fost foarte, foarte scăzut, a afectat foarte mult culturile de primăvară. Și tocmai din acest motiv, ca vezi, semințe se adaptează. Din această toamnă intrăm foarte puternic pe piața de păioase cu trei soiuri de grâu. Bineînțeles, știți foarte bine hibrizii de rapiță, care, din câte se pare, de fapt nu se pare, este o realitate. A fost cea mai profitabilă cultură de toamnă anul rapița, acesta. Da. Da. Și cu siguranță va fi și în continuare. Venim cu soluții și pentru crescătorii de animale, unde avem hibrizii de secară. Prin simplu fapt că trecând iarna folosește foarte bine apa, fiind capabil de 30-40 de tone la hectar furaj.